Domnilor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la jurnal. Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției. O elevă de la Colegiul Național Andrei Mureșanu a căzut azi dimineață de la etajul al doilea al școlii. Aproximativ 40 de angajați de la Electrica au pichetat astăzi prefectura, nemulțumiți de felul în care sunt tratați de guvern. 10 de fermieri au așteptat astăzi la APIA pentru a afla care sunt demersurile ce trebuie să le facă pentru a obține un credit. O elevă de la Colegiul Național Andrei Mureșanu a căzut azi dimineață de la etajul al doilea al școlii. Tânăra s-a ales cu politraumatisme la nivelul capului, al bazinului și membrelor. Nu există suspiciuni că ar fi împins-o cineva. Eleva era pe clasa 9 și ajunsese mai repede la școală, fiindcă făcea naveta. Directorul colegiului, profesorul Camelia Tabără, a declarat că totul s-a întâmplat în jurul orei 7:30. Fata stătea înșezut pe geam cu picioarele afară. În clasă mai era o colegă, care a dat imediat alarma. Se pare că în jur de 7:20, acum am fost și am stat de vorbă cu copiii, pe la 7:20 era lângă fereastră, mai era o colegă în clasă care își repeta și la un moment dat când a întors capul nu mai era. Deci mamei și celor de la salvare le-a declarat că i s-a făcut rău și pur și simplu a căzut de la etajul 2. Alte detalii le va stabili poliția, a venit, a făcut măsurători, a luat declarații de la toată lumea. Din fericire, dacă se poate spune așa, se pare că sunt numai traumatisme de natură ortopedică și nu alte complicații. Nu și-a pierdut conștiința, e intrat în operație, sperăm să se recupereze. Nu v-aș putea da detalii, că de asta dimineață nu mă dăm declarații presei, de-abia acum am reușit să stau de vorbă cu copiii, nu știu alte detalii, nici poliția nu ne-a comunicat concluziile lor. Era navetistă, deci era navetistă și a ajuns mai devreme și eu mă gheruș. Camelia Tabără a mai spus că fata a repetat anul întrucât a acumulat foarte multe absențe. Mama adolescentei a povestit polițiștilor și conducerii școlii că tânăra fuma, nu mânca și era deprimată în ultimul timp. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud va demara o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Aproximativ 40 de angajați de la Electrica au pichetat astăzi prefectura, nemulțumiți de felul în care sunt tratați de guvern. Sindicaliștii cer anularea intenției Ministerului Economiei de a constitui două campanii energetice naționale, dar și promovarea documentelor necesare pentru internalizarea serviciilor energetice în cadrul societăților Hidroelectrica, Transelectrica și Electrica. Pe lista revendicărilor se numără reorganizarea filialei de întreținere și servicii energetice Electrica Servesa și stoparea programului de restructurare și fuziunea grupului E.ON, care încalcă prevederile contractului de privatizare și a contractului de concesiune a serviciului public de distribuție a energiei electrice, afectând grav interesele salariaților și a consumatorilor. Totodată, sindicaliștii cer ca membrii consiliilor de administrație să poată cumpăra acțiuni în limita unui pachet de până la 10% de la SC Electrica S.A. Concertată de protesta salariaților din sistemul energetic, noi fiind membri la Federația Univers, împreună cu colegii din țară, protestăm la sediul prefecturii pentru susținerea unei liste de revendicări, care constă în primul rând, renunțarea guvernului la înființarea celor două companii energetice. Ele nu se justifică nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere economic. De asemenea, solicităm ca în cadrul societăților de distribuție să fie reinternalizate activitățile de servicii energetice. Acestea constau în activitățile de revizii, reparații, construcții de instalații energetice. Implicarea guvernului pentru emiterea actelor normative necesare pentru această acțiune. De asemenea, protestăm împotriva faptului că guvernul nu s-a implicat de-a lungul vremii în monitorizarea activităților desfășurate de societățile de distribuție privatizare, CES, E.ON, Enel, în România, care sunt societăți cu capital străin și care nu asigură ceea ce a obligația prin lege și anume serviciul public de alimentare cu energie electrică a consumatorilor.
Nu și-au primit banii de 5 luni de zile. Astăzi s-au adunat și au mers la primar pentru a-i cere socoteală. Răspunsul, banii vin de la Consiliul Județean, iar primăria nu i-a primit în cont. 40 de familii din comuna Livezile abia mai au ce pune pe masă pentru că ajutorul primit de la stat pentru îngrijirea persoanelor cu handicap întârzie să vină. De fapt, nu și-au mai văzut banii de 5 luni de zile. Oamenii au nevoie de medicamente și pampers pentru cei pe care îi îngrijesc, însă nu au bani cu ce să le cumpere. Banii, suntem necăjiți. Asta ce fel de ajutor e? Ajutor pentru copii cu handicap. Ajutorul social este asistent maternal. Și ce aveți bolnav? Un copil am bolnav din naștere, bolnav, nevăzător. Copilul și n-am primit banii de 4 luni, nici am uia n-am primit de 4 luni de zile. 5.600.000. Primești și n-am primit banii, ne trebuie banii de pampers, de mâncare, de medicamente, n-avem niciun bani, doamnă. Dacă am avea bani, n-am venit aici. Suntem necăjiți, n-am venit din Buiești, că de necăjiți. Avem o grămadă de datorie. Suntem datori pe la toate barurile. Poftim? Alte surse de venit mai aveți? Ce sursă? Asta e toată sursă. Soțul mi-e mort, n-am bărbat. Îs numai eu și copilul, îs mai de capul meu. N-am cu ce purta la școală, le trebuie haine, le trebuie una alta, datorii, doi copii. Soția unul și unul, eu, că ești divorțat de ea. Unul la mine și unul la ea, dat prin lege, de gradul 1, bolnavi. Nu judecă, trimui la școală, trebuie să-i aduc bani de unde. Una e nevăzătoare, una e handicapată, soțul mi-e paralizat pe pat, amândoi nu am ce să le dau să mănânce, nici mâncare, nici bani, nici nimica. Nici pampers, nici nimica la copii, nici un venit nu am. Că nu se pun mișca. Le pun în cărușor și trebuie să mă duc la comisie, să mă duc în toate părțile cu ei. Nu am bani cu șel dușe, nu. Credeți-mă, nu am bani cu șel dușe. Pentru că noi ni s-au spus foarte clar și am văzut și registrul în Consiliu în care spunea că s-au primit bugetul pe 2009, 2.200.000, vă rog să nu zâmbiți că e grav, dintre care o parte din banii care au fost erau pentru bolnavi cu handicap. Domnul secretar de stat mi-a spus foarte clar, vă rog să-l întrebați pe domnul primar, unde o gestiona banii și pe ce? Pentru că noi banii mi-am trimis. Și dacă dumneavoastră considerați că mint, vă rog frumos sunați la Consiliul Județean, că o să vă confirme tot același lucru. Astăzi s-au hotărât să meargă la primar și să facă ceva pentru ei. Ceară de mine că eu nu am povestit niciodată cu domnul primar, vă spun sincer și n-am știut. Vă înțeleg perfect, domnul primar, dar nu aveți dreptate să acuzați fără... Domnul primar, da, noi n-am acuzat, v-am spus, asta nici o confirmat. Nu ți-o confirmat, poveștile Consiliului Județean când mergeți acolo și mergeți la primarul să vă dai... Eu, ca să scape de oameni de acolo. Mergeți la domnul Liviu, interviu în sensul ăsta, domnule. Primarul Olimpiu Neamț spune că nu are cum să-i ajute pentru că acești bani vin de la Consiliul Județean. Asistenți, acolo se prind în bugetul lărgit, dar ei vin cu dedicație specială, asistenți, handicap, tot ce trebuie. Și din bugetul local am dat două tranșe. Îți trebuie peste 300 de milioane, care îți dăm pe lună. Din bugetul local nu putem suporta asta, e clar, Consiliul suportă. Nu s-au dat de cel puțin a cincea lună. A cincea lună.